este corect, nu este normal să faci apel la unitate și în spate să invit mai primarii PDL să participe la depunerea jurământului. Vreau să îl înștiințez pe domnul președinte al Consiliului Județean Mihai Țibuleac că și primarii PNL și primarii PSD au depus și ei jurământul și sunt primari de comune ai județului Botoșan. Nu se poate să faci o diferență, să inviți primari PDL la depunerea jurământului și primarii PNL și PSD să nu inviți. Pentru mine este o jignire. Noi dacă știm că procedează în stilul în care a procedat, îl onoram cu lipsa consilierilor județeni PNL și cred că și PSD. Nu este normal. Eu îmi cer public scuze în numele Consiliului Județean, în calitate de consilier județean, vis-a-vis de primarii PNL și PSD, pentru jignirea și palma pe care au luat-o din partea președintelui actual al Consiliului Județean, Mihai Țibuleac. Îi doresc succes, putere de muncă, dar dacă o să continue a face diferențe și a chema la proiecte și la ședințe festive numai primarii PDL,